Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în taur, etalare pentru martie, aprilie sau pentru când o mai vrea Dumnezeu să se întâmple. Asta e, hai să începem. A venit ceva. A venit lumea și magicianul. Măi, se pare că și voi manifestați ceva nou. Încheiați un capitol mare, vechi și vă pregătiți să începeți ceva. Marcaj puternic în... Gemeni sau fecioară, poate aveți acolo Mercur sau alte planete. Sau în semne fixe, Leu, Taur, Vărsător și ce lipsește? Leu, Taur, Vărsător. Ceambre. Mai. În fine, și cealaltă zodie. Scorpion, bre. Așa. 8 de bute, mergeți. Sau poate cineva vine cu viteză înspre voi, foarte atras. 8 de bute, atracție, magnetism, atras de voi. Și interesant, trebuie să fiți în control. Poate unii dintre voi trebuie să refuzați această atracție din cauza că sunteți căsătoriți. Chiar dacă e suflet pereche. Da, interesat, iar atracție, cavalerul de bute, împărăteasă și regina de monede. Unii dintre voi, bărbați, aveți două femei. Ambele importante în viața voastră. Una e soție, alta e mamă. Sau una e soție, alta este un personaj care vă, nu știu, vă inspiră, vă susține. Două femei foarte importante. Da, apare un triunghi amoros. Dar ideea e că lăsați în urmă. Sunteți provocați să alegeți totuși. Să alegeți. Trecând peste acest mesaj, simt că mulți dintre voi vă concentrați pe respectul față de voi, chiar dacă sunt oameni atrași de voi, vă concentrați pe respect, pe legături sincere, profunde, pe creștere spirituală, pe înțelepciunea voastră și eventual pe felul în care comunicați cu magicianul și regele de spade și ori de băte, în următoarea perioadă vă concentrați, interesant, zero, iar și voi sunteți pregătiți să manifestați ceva nou. Vă concentrați pe felul în care cuvântați. Ați ajuns să înțelegeți că e foarte important fiecare cuvânt pe care îl spunem. Dacă sunteți dezamăgiți, încercați să vă stăpâniți dezamăgirea și să vorbiți, nu musai hiperpozitiv, dar în echilibru, ca să nu vă atrage și mai mult negativism sau și mai multe probleme, da? Un exemplu. Hai să vedem Nu, mai de energia în această perioadă. Taur, soarele, luna, Venus, ascendentul nord în taur. O dată, de două ori, de trei ori. Martie, aproximativ, și aprilie, eventual, dacă nu ai reușit să fac și aprilie. Sper să reușesc cu toate problemele. Nu, și probleme și proiecte. Ai zis că începe ceva, ia ca ce frumos. Este Marte. Martele vostru, oriunde ar fi. Oriunde ar fi. Sau planetele pe care le aveți în berbec se activează unii dintre voi. Sau casa întâi, ascendentul. Interesant și săgetător. Vreți să vă extindeți universul, puterile, pasiunea... Marte, Zeusei. Și Pluto. 22 se înseamnă ceva, 17, 9, 1... Da, iar Jupiter în expansiune. Scorpion, săgetător, iar marcaje, berbec, energii care vă activează. Sau Jupiter, Marte, Pluto. Pluto în vărsător, dar uite aici nu apare vărsătorul. Pluto vostru, nu acesta în tranzit. Poate unii aveți Pluton săgetător, poate unii aveți Pluton scorpion, că tot l-am uitat. Și ceva vă cheamă la transformare, la acțiune, la expansiune, la inițiativă. Hai să vedem, Taur. Soarele, luna, Venus, ascendentul nord în Taur, o dată, de două ori, de trei ori, uite...
Poate luna viitoare fac și cruce celtică, n-am mai făcut de foarte mult timp. Unii dintre voi sunteți supărați că poate ați fi vrut să comunicați cu un suflet pereche, dar ați fost refuzați sau invers, ați refuzat comunicarea cu un suflet pereche din cauza acestei, exact ce a zis mai devreme. Un bărbat, cavaler, atracător, aventuros și două femei puternice care se respectă în principiu, dar una se respectă mai mult decât cealaltă, una e mai frumoasă decât cealaltă, una e mai puternică decât cealaltă, una e mai înțeleaptă decât cealaltă. În principiu, amândouă sunt bune, dar una e mai ceva decât cealaltă. Nu mai știu, că am tăiat acum tai. Hai să vedem. 9 de cupe. Asul de bâte, tot ce vă doriți voi este o nouă pasiune acasă. Poate o nouă casă, interesant. Casă și asul de bâte. Să sperăm că nu este o atracție mare în afara casei. Atracția asta, dacă se întâmplă, vă împlinește toate visurile. Băi, deci nu vine să cred. Toate visurile și apare steaua care înseamnă, într-adevăr, e o dorință veche. Vă întâlniți cu un personaj foarte, deci care vă manifestați ceva nou și vă întâlniți, manifestați, variază cuvântul. Marcaș puternic în pești, ceva rac, scorpion, berbec, leu, săgetător, vărsător. Dar o mai vedea, așa, prima mână. Wow. Aș mai zice și altă variantă. Poate unii dintre voi așa la o băutură, la într-o stare așa de bine, de relaxare, de confort, la un restaurant, că lucrați voi, că vă duceți cu cineva. Vă vine o idee. Astfel de bute poate să fie și o idee trăznet. Trăznet. Cum să atrageți succesul în viața voastră? Sau o persoană de succes, sau succesul. Dar bine, ar fi să vă atrageți succesul vostru, dar uneori succesul vostru vine stând în preajma oamenilor de succes. Acuși, dacă e o atracție foarte intensă între voi și cineva, un personaj, în momentul în care întâlniți acest personaj, veți simți, este tot ce mi-am dorit. Acest personaj vă va vindeca de foarte multe, vă va ridica în vibrație. Iată, zero, la capătul setului de cărți, zero. Da. Îndrăzniți să ieșiți din acest interesant, această carte a taurului, 4 de monede. Din rețineri, din grija zilei de mâine, din problemele financiare, poate ați visat 7 de cupe, poate aveți opțiuni. Da, aveți opțiuni, cum să faceți bani, cum să începeți mai multe proiecte. E acest nou capitol. Vă permite multe acest nou capitol pe care îl deschideți. Și dintre aceste opțiuni este una foarte interesantă. Asul de monede chiar seamănă cu steaua. E așa strălucitor, ia uite. Simțiți că vine așa, ca din cer, o oportunitate, un personaj strălucitor, o șansă specială, la care țineți foarte mult. Poate a venit, e în această perioadă, în preajma voastră, o șansă la care ați visat. Și țineți foarte mult la acest lucru. Dar trebuie să pășiți într-o nouă eră, într-o nouă variantă, e ca un portal, într-o nouă realitate ca să vă bucurați. E ca și când aceste ceață, întuneric, negativitate și aceste lumină, este curat, este senin. Să pășiți într-o nouă realitate. Ca să vă puteți bucura de această șansă, de această oportunitate. Altfel, în lumea veche, nu e chiar așa de greu, de ușor. În lumea veche veți sta, ia uite, în frici, în poate chiar și probleme de sănătate. Și acolo sunt situații fostă.
Și acolo e o poveste în vechea lume, e o poveste de dragoste frumoasă, dar umbrită de frici, de indecizii, de distanță. În acest motiv, eventual puteți aduce, exact despre ce scriu acuș, să aduceți acea poveste din acea lume, din acea realitate, din acel trecut, să o aduceți în prezent, în viitor, dar pentru asta trebuie să schimbați vibrația. Dacă nu e aceeași poveste, e alta și mai frumoasă. Interesant. Hai să clarificăm. O dată, de două ori, de trei ori. Unii dintre voi chiar manifestați, e cuvânt puternic, manifestați într-un mod spectaculos, așa, foarte vulcanic, foarte neașteptat. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Nu știu câți. O nouă casă, că văd casa asta, e mai rar într-un as de bâtă să apare o casă, dar uite că o casă mult visată, mult dorită. E ca și când, uite, e un soi de renaștere din foc, din cenușă, un soi de fenix, chiar dacă e Marte, iar e berbec. Renașteți din ceva. Mai amestecăm, clarificăm. O dată, de două ori, de trei ori. Da, ați avut probleme financiare. V-ați consumat, ia uite, tăcere, fecioară, leu, săgetător, berbec, iar taur, fecioară, capricorn. Ați fost într-o perioadă, chiar sunteți regele de monede taur, în general. Unii, chiar dacă ați avut bani, chiar dacă ați avut o situație bună, ați trecut prin niște provocări, să zic spirituale, tăcere între voi și un anumit personaj de care v-ați simțit atras foarte mult și v-ați simțit abandonați și unul și celălalt și ați vrut să înțelegeți de ce tăcerea aceasta, de ce situația asta, de ce atracția, de ce consumul energetic, evident, sau responsabilitățile care vă țin departe de acea poveste. Ia. Trei de cupe. Trei de cupe, nouă de cupe, cam prieteni de pahar. Seamănă prietenie de pahar, dar în fine. Regina de cupe și cinci de bâte. Poate să fie și o bucurie dacă aveți, sunteți cu marcaj în taur și aveți soare în berbec și marcaj în taur, poate că vă sărbați ziua în următoarea perioadă, martie-aprilie, și acolo se întâmplă ceva, apare o scânteie între voi și un personaj care, regina de cupe, vă va aduce multă satisfacție emoțională acest personaj. Nu doar pasiune, ci și satisfacție emoțională. Dar va trebui să vă luptați. Întâlnirea dintre voi și acest personaj poate isca conflicte, gelozii, invidii, mai ales dacă personajul este persoană publică cu calități știute ca fiind de vindecător. Poate sunteți voi. Vedeți că întotdeauna se schimbă situațiile, poate vorbesc de altcineva, recunoașteți povestea. Povestea sau ceea ce exprim aici. În cazul în care o aventură se lasă cu o căsătorie, asta pentru că e tradițională, personaj din viața voastră, dar nu, cred că sunt mai multe persoane, dar unul mod special va fi destul de supărat. Cinci de bâte și furie. Considerând că între voi doi este ceva predestinat și totuși voi, eu știu, să sperăm că vorbesc despre voi, nu despre altcineva, voi nu vă găsiți sau legați
o poveste cu altcineva. Regele de spade, diavolul. De cupe. Marcaș puternic în vărsător capricorn. Un personaj foarte inteligent, dar intoxicant, acaparant. Dacă e un personaj din trecut, că diavolul înseamnă și un fost, o fostă, îi lăsați în urmă. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă căutați oameni care vă țin în echilibru, oameni care sunt în lumină, oameni generoși, da? Să schimbați energia iar. Dar asta se întâmplă în paralel cu această transformare personală profundă prin care treceți 8 de monede, pe lângă bani înseamnă și alchimie interioară pentru mine, în fine. Hai să mai vedem ce altceva vrea să apară. Să sperăm că nu lăsați oamenii buni și mergeți înspre o situație toxică. Să sperăm. Să sperăm. Hai să clarific și cu celelalte cărți. Interesant, îndrăgostiții. Alegeri importante în dragoste. Moartea. E o dragoste care... Faetul, valetul de monede. Nu știu, cineva lasă în urmă o dragoste. Pune capăt unei povești de dragoste. Nu știu cine. E o melodie. Cine iubește și lasă, ai pardon, să nu primească pedeapsă, dar are parte de conflicte. Ia uite, 5 de bâte, valetul de monede. De karmă. Ia uite, eremitul. Mai. Până la urmă, karma vă provoacă să vă transformați viața. Dar, hai să vedem. Clarificăm. O dată. De două ori. De trei ori. Temperanța. Ascultați-vă, îngerii, dați-vă timp. Dați-vă timp. Ce asta? Valetul de bute iar. Să vă vindecați de... de o situație neplăcută. Poate chiar de atracția pe care o simțiți față de cineva. Magicianul. Ca să puteți manifesta un început. Dați-vă timp, rugați-vă, credeți. Vindecarea aceasta, vindecare, roata norocului. Magicianul și asul de monede. Dar sunteți și voi, și voi pe care să manifestați iar magicianul și asul de monede. Situații noi în viață, proiecte, relații, case, că tot văd aș, la toate zorile am văzut aș. E ceva în aer, e portalul acesta a treia, prin care am trecut foarte interesant, pentru că trei este creator, vrem să ne recreăm viața. Hai să vedem, să și tai. Deci toate etalările pe care le-am făcut au venit cu aș și cu schimbări majore. 6 de bâte. Diavolul. Și am văzut și îndrăgostiți. Hai că nu se vede. Și asul de bâte iar. Judecata. 3 de cupe. Regina de cupe.
din cercul, ori din cercul vostru de prieteni, ori din trecutul vostru, încearcă să se împace cu voi. Cred că e un fost o fostă, marcaș puternic în rac scorpion, poate și pești. Ceva capricorn, pentru unii ceva berbec, leu, săgetător, în fine. Cineva încearcă să se împace cu voi. Hei. Aveți 2 ași de putere. Vedeți că vreți să căutați o altă direcție, să mergeți înspre un... Da, cred că e un personaj din trecut. În mod special femeie, dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți bărbați și vreți să mergeți înspre altcineva. Înspre altcineva. Am văzut 2 femei, da? Regina de monede. Tradițională. Aici e regina de cupe. Și împărăteasa. Dacă vreți să vă găsiți perechea divină. Dacă vreți să vă găsiți alt tip par. Alt tip de parteneriat, să zic. E un personaj din trecut obsedat de voi, care tot încearcă. Cred că e un personaj gelos. Gelos pe începutul vostru. Nu știu cât pe acea persoană, cât pe începutul vostru. Pentru că vreți să vă vindecați, vreți să vă atingeți destinul și de ce? Clarificăm 6 de bâte. Ia uite, 6 de bâte, 5 de bâte. Dar cineva gelos? Pe succesul vostru, pe dorința voastră, repet, 6 de bâte uneori e cucerit. Nu e gen cavaler, e un personaj care atrage atenția, lucrează în public, are succes și merge către persoane de același tip. Da? Pentru că așa își dorește un suflet perechi care să semene, cu care se bucure, cu care să aibă victorie, să meargă în public și așa mai. Nu doar să se afișeze în public, să mă înțelegeți corect, ci un personaj de succes, 6 de bâte, steaua. Și aveți oameni în jur, în mod special o femeie, probabil o fost soție sau o fost iubită sau chiar o mamă sau eu știu ce parteneră, nu știu de unde, mai ales dacă sunteți bărbați, geloși, geloase. Clarificăm diavolul. 3 de monede. Da. Iar eu, nu știu, face cineva aici pictură sau e artist? Poate. Un mesaj, nu obligatoriu. Este că dacă voi sunteți, da, nu, e un personaj care are succes și atrage invidii. Pe de o parte îi înțelegeți, dacă voi aveți succes îi înțelegeți. Vă simțiți atrași de ei, dar îi și înțelegeți. Însă degeaba vă simțiți atrași de ei, pentru că aveți în preajma voastră mai multe persoane, dar în mod special un fost partener, o fostă parteneră. Actual sau fost, nu știu, un personaj din preajma voastră foarte apropiat, care este gelos, geloasă, pe faptul că voi vă uitați înspre altcineva, poate nu neapărat într-un mod sexual, pur și simplu vă atrage pentru că strălucește. E victorios, e ambițios, ambițioasă. E un om care merită aprecierea. Și ceilalți care sunt geloși, înțelegeți? Ceilalți care sunt geloși pierd atenția voastră. Cu alte cuvinte, aveți de-a face cu niște narcisiști. Suc. Sau cel puțin unul. Ia uite, cavalerul de putere. Regina? Nu, e justiția. Împăratul. Zău că văd un bărbat căsătorit care a atras de o femeie puternică și soția lui este gelos. Geloasă, pardon. Este geloasă. Asul de bâte. Sau dacă nu e căsătorit, ia uite, împăratul. Despre dânsul vorbeam. Dacă nu e căsătorit, e un bărbat puternic. Atras de un... O femeie, interesant, steaua energie feminină, de o femeie puternică, da? Însă fiecare e puternic pe diferite coordonate. Amândoi aveți un regat
acesta mai astral, mai spiritual, celălalt. Sau neapărat, nu neapărat. Steaua poate să fie persoană publică, da? Împăratul, să zic, mai tradițional, mai financiar, mai business. Interesant că amândoi sunteți aici, da? Și între voi doi e atracție puternică. Încă povestea n-a început. E... Începutul ăsta este întârziat, simt, din cauza geloziilor. Și nu doar din partea voastră, ci din partea lor. Hai să zicem, dacă și voi aveți aici, și ei sau, în fine, nu știu, amândoi aveți. Amândoi, am zis, șase de băte în anumite, în anumite cărți sunt doi oameni care se întâlnesc în public. Fiecare cu victorile sale, fiecare cu achizițiile sale, cu experiențele sale, dar oameni faini, oameni puternici. Altă variantă de putere la femeia și leu, altă variantă. Și interesant, fiecare aveți concurențe, invidioși. Ia mai dăm o carte pe 5 de bute. Hai să mai clarificăm o dată. Ia uite, regina de spade. Probabil o persoană de care ați divorțat, o persoană mai tăioasă, mai negativistă. Nu obligatoriu semn de aer, posibil, dar nu obligatoriu, nu. Dar mai vedem. 3 de monede. 9 de monede, da, clar. 9 de monede de un personaj care inspiră. Exact aceeași poveste o văd și cel puțin pe fiecare verticală, nu? Pe fiecare verticală cu alte nuanțe. E ca și când, ca să înțelegeți. Aș picta aceeași lucrare, una în verde, altul în albastru, altul în albastru, alta în roșu. Da? Seamănă tocmai ca să se confirme. Personaj independent. Care atrage atenția, care inspiră la locul de muncă, prin ceea ce face, prin etica sa, prin spiritualitate, prin educație, prin câte, da? Preîmpărăteasa, și aici împăratul. Preîmpărăteasa care e posibil să fie steaua, că inspiră, da? Inspiră, vindecă. Are succes. Mulțumesc. Mai dăm o carte pe împărat. Mai. Faeton. Ce pot să zic? Acum mă fac să clarific și faetonul. Hei. Dăm și pe faeton, că n-am cum. Ia uite, 2 de spade. Ciudat. 8 de cupe. Spade. Și regele de spade. Dați-mi voi să mai clarific. 9 de monede spânzurată. Regina de spade. 4 de monede. Ca și când ar fi un atac și fizic și verbal și energetic. Pentru că ține de bani. Acest personaj, mai ales o energie feminină care ține de banii voștri, foarte fixată pe niște idei. Nu e problemă că sunt tradiționale, dar sunt depășite. Sunt nevoia iar să mai clarific. Și pe urmă facem ea. Ce clarific acum? 2 de spade, care a rămas așa cu gândul la 2 de spade. Regina de monede. Regina de monede. Spânzuratul. Rege de cupe. Și putere. Am vorbit de putere, da? Ia uite aici. Imediat vă zic. Ia-s-o și pun aici. Cineva să pun. Ia uite, 10 de spade. Wow. Și
4 de monede. Ce lume. Împăratul, cine o fi acest împărat? Personaj, energie masculină, bărbat, hai să fim energie, bărbat. Bărbat puternic. Probabil că e Taur sau Berbec, împăratul, dar nu obligatoriu. E foarte posibil. Simt că blochează această victorie și merge către o femeie. O femeie tradițională, o femeie concentrată pe material, am senzația că acest împărat oare de ce? Ia-mi o carte. Scuzați-mă. Nu înțeleg decizia acestui personaj. Nu știu ce clarific aici. Mai dăm o carte, orice ar fi. De pute. Eu cred că e aceeași poveste, nu neapărat că sunt două povești în paralel. Eu cred că până la urmă acest împărat, cel puțin această perioadă, va rămâne într-un context tradițional, într-un parteneriat cu o femeie mai business, mai pământeană, deci n-ar fi problemă să fii nepământean, n-ar fi asta o problemă, pentru că stea, scuzați-mă, printre cele mai înalte vibrații. Eu cred că împăratul nu e pregătit să stea în vibrația asta de stea. Și atunci personajul care inspiră, de care s-a simțit atras, că nu e singurul personaj de care s-a simțit asta sau se simte atras, va prefera să rămână singura, pentru că stea e mai greu de atins și nouă de monede la fel. Să rămână singură, să-și rețină, să-și sacrifice iubirea, să zic. Și ia uitați, să crească spiritul, să devină și mai puternică. De ce? Pentru că își controlează atracția, impulsul este leul. Își controlează această stea, acest nouă de monedă, această energie feminină, excepțională, zic, va trece prin acest sentiment de trădare datorită cui, ia uite, triunghi amoros sau intervențiilor, geloziilor, bârfelor, intrigilor, altor persoane. Alte persoane au creat această atmosferă, această trădare. Și această femeie preferă să-și sacrifice iubirea ca să îl lase acest bărbat puternic să meargă înspre ce
consideră el în această perioadă că este necesar, îl reprezintă. Este un pic dificil să exprim, pentru că eu cred că acest împărat încă vrea să fie în control. De a alege regina de monede. N-am nimic cu regina de monede. E o energie faină. Dar mai are multe de învățat ca să ajungă stea. Să iasă din zona de material, să crească spiritual. De-aia am încercat să clarific. Cu alte cuvinte, până la urmă, mai dăm o carte și pe acest 3 de monede. Da. Foarte ciudat. În plus, da, toate cărțile astea îmi arată. Acest bărbat foarte puternic, repet, vedeți, faetonul merge către stea, dar la el faetonul a fost clarificat de 2 de spade, care înseamnă blocaj. E o decizie care blochează călătoria către stea, accesul către stea, împlinirea unui destin. Cu alte cuvinte, împăratul trebuia sau trebuie să fie la un moment dat lângă această stea. Dar deocamdată acest împărat blochează. Efectiv își blochează această oportunitate și preferă o atmosferă tradițională, business, e o viziune încă, cum să explic, că nu vreau să jignesc, nu știu în ce poziție sunteți. Da, nepregătită pentru energia stelei. Nepregătită. Efectiv, ia uite, unde mori. Da, efectiv. Provoacă transformarea radicală, ca să nu zic moartea, acestei povești. Dă-mi și pe magicianul ăsta o carte. Și între timp, pentru această femeie se va lupta altcineva. Și probabil că o va cuceri. Altcineva care îi apreciază puterea și calitățile și care e pregătit cu 7 de bâte să se lupte. Interesant, vedeți, 10 de cupe și stea, să se lupte pentru a fi împreună, pentru că nu oricine poate să fie cu stea. Trebuie să te lupți, într-adevăr. Împăratul putea. Sau poate. Eu am zis la trecut. Eu știu de cât timp se manifestă chestia asta. E un as de bâte, dar am zis, este o atracție, este un început care e aproape anihilat, nu musai din fașă, nu îi se permite. Și nu că nu îi se permite, că nu poate, împăratul poate orice vrea el, dar e nepregătit, cât ar fi el de împărat. Între timp, e altcineva care nu este la fel de puternic financiar, la fel de puternic, să zic, socio-profesional, dar are determinare. 7 de bâte. Magicianul. Gemeni, probabil. Poate fecioară, neapărat, sau alt semn de foc. Acest personaj vrea să manifeste succes. Da. Fericire. Exact, cu această persoană. Acum nu știu despre cine a vorbit, nici nu știu ce titlu să zic. O să vedem. Da? Și va avea, ia uite, o nouă relație cu această persoană, va lupta pentru această și va lupta și va munci, iaute, pentru că își dorește, iaute, 4 de cupe. Va refuza orice altă ofertă pentru că își dorește acest 10 de cupe. Eu asta văd. Cu alte cuvinte, dacă unele dintre voi vă simțiți în această poziție de stea,
persoană publică, are, strălucește, la la la. Și știți că aveți în preajmă un personaj puternic, nu zice nimeni că nu e puternic, dar nepregătit vibrațional, care alege să stea tot în zona materială. Și va rămâne să viseze la această dragoste, regina de cupe, va rămâne să viseze la această dragoste, că va fi cândva, vor fi cândva împreună, dar între timp altcineva va fi cu ea. Pentru cine o zis ei, o fi zis ciudată poveste, nu mă așteptam. Am zis că iară, fac etalarea mai scurtă. Dar 40-40 văzusem, da? Apropo de 4-4. 4 e un număr încăpățânat. E un număr greu de urnit. Interesant. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei. Ia, te remit. De trei ori. Mai. Și 10 multe monede. Shadow work. Tăcere, înfruntarea demonilor și familia, tradițiile, succesul financiar, profesional, eu știu ce mai fi. 9 și 10. Unul alege creșterea spirituală, altul alege bani. Interesant cum a venit 10 de monede aici. Și a remit-o aici. Ia uite, mare preot. 3 de cupe. Da, triunghi amoros. Foarte amoros. Asta e. Mai multe cam o dată, de două ori, de trei ori. Cine nu rezonează? Eu uite, am aici pic acest doi de monede. Da. Cei doi vor rămâne, exact ce am zis. Personajul acesta, cred că, da, împăratul și, eu știu, partenera pe care și-o alege. Sau familia, sau business-ul. Poate e o parteneră sau partener de afaceri. Sau pur și simplu, regina de monede poate să fie afacerea sa. Chiar dacă apare sub formă persoană, în fine. Da? Și cei doi rămân lângă catedrală, în credință, pentru că steaua reprezintă credință. Puterea, acest an. Numărul 8. Evoluție spirituală. Trebuie să ai credință în tine ca să poți să atingi un leu care urlă în halul ăsta. Bine, leu înseamnă sistemul, stăpânul, apropo de împărat, cel care vrea să controleze, dar mai sunt și impulsurile fizice, atracția fizică. Așadar, cei doi, steaua și cu cine va fi lângă ea, vor fi împreună și la bine și la greu. Cine a ales banul? A ales banul. Asta e. Ia uite, trădare. Ia uite, măi, împăratul și împărăteasă. Trădare. O dată, de două ori, de trei ori. Trei de spade, dezamăgire, dar vor fi vindecate. Asul de cupe, o nouă dragoste și justiția. Justiția înseamnă, se va face justiție pentru fiecare în parte. Pentru fiecare în parte. Interesant, justiția aplicată pe cel care, sau cea care, cel, e împăratul, care alege banii. Banul, business-ul, afacerile, familia. Nu am nimic cu familia. Dar când familia te învață să pui accent prea mult pe material, atunci am ceva cu familia. Oricum, fața justiției divine și bogatul și săracul, că tot am văzut, da? Săracul au, ia uite, și bogatul ăsta cu sacul plin și săracul au aceeași poziție. Așadar, dezamăgirile vor fi vindecate, se va face dreptate. Cum? Ia. De spade. Ia uite, asul de spade. Am zis, probabil gemeni, am văzut magicianul și asul de spade. Ia uite, regina de spade. Da. Asul de cupe. Da, 10 de cupe. Aici, da, aici personajul care a pierdut energie, dar își va reveni, se va vindeca și va avea o nouă relație adevărată, sinceră, corectă cu altcineva. Și justiția de curiozite. Marea preoteasă.
Cum se va face deocamdată? Nu pot să spun. Energie e etalare colectivă. Variază de la om la om. Iute, iar... Mănânc o carte. Am văzut gemeni în balanță vărsător. Iau trei de cupe. Acest triunghi amoros ascuns, aceste alegeri. Se vor... care-i cuvântul? Mai dăm o carte pe justiție. Trei de cupe, patru de bute. Da, interesant, știți ce simt? Ha. Știți ce simt? Exact, spânzuratul e aici, pe această verticală dată în urmă. Marea preoteasă. Iar un personaj care e în vibrație înaltă, ține mai degrabă de stea. Un personaj mai singur, mai solitar, care se concentrează pe creșterea sa spirituală, care a fost pus într-un triunghi amoros, între casă și creșterea sa spirituală, acest personaj își va echilibra viața. Pe de o parte va primi niște daruri, pe de altă parte va primi și o relație sinceră. Asta e. Asta văd. Ia uite, judecată. Da. Se va face judecată. Se va face dreptate. Bine, eu folosesc cuvintele pe care sunt inspirată să le folosesc. Voi înțelegeți în funcție de viața voastră ce vreți voi să sau ce puteți. N-am cum să mă schimb doar ca să înțeleagă unii mai mult sau mai puțin. Fiecare înțelege cât e pregătit să înțeleagă. Ceva aici se întâmplă. Să zic, o nedreptate va fi rezolvată. Va fi rezolvată. Și cine a fost trădat de 10 de spade, dați în urmă, se va vindeca și, repet, va avea alături un personaj corect care va aprecia valoarea sa morală, spirituală, intelectuală, dincolo de material. Aici era ideea, mersi mult. Dincolo de material, da? Exact. Nu uitați această imagine, ia uite cum se duce acest personaj. S-a cuprind la unde? Înspre zona materială aici. O dată, de două ori. Da, cineva renaște. Renaște și se extinde. E o lecție spirituală. Marte e atrăgător, dar creează și conflicte. E o lecție spirituală aici. O dată. De două ori. De trei ori. Nu știu pentru cine fi citit. Pentru cineva am citit clar. Asta. Fi de ajutor. O fi invers, o fi în oglindă, vedeți unde sunteți, dar este ce este. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Asta e 16. Dacă, numărul turnului, dacă se dărâmă situația într-o zonă, se reconstruiește într-o altă zonă. Pentru că turnul dărâmă exact construcțiile financiare și tradiționale. Pentru că acelea nu mai contează. Stabilitatea se pune pe... se creează prin adevăr, prin empatie, prin creștere spirituală, prin susținere și la bine și la rău. Dragostea este peste tot. Acest personaj care se concentrează pe creșterea sa spirituală va primi dragoste. Celălalt va avea altfel de oportunități, opțiuni. Fii prezent și visează la viitor. Da, fii prezent. Visează la viitor. Viitorul va aduce acestui personaj pe altcineva. Uite, o romanță. Rămâi în iubire, atragi iubire. Rămâi în dreptate, atragi dreptate. Rămâi în vibrație înaltă, atragi oameni. Uite, magicienul și asul de spade. Care vor să manifeste de 20 de cupe. Care vor să manifeste dreptate și fericire.
Ia uite, legătură spirituală. Da. Legătură spirituală între, de fapt, toată lumea cu această energie înaltă creează legături spirituale. Însă unii aleg legătura spirituală, cei de aici, ceilalți fug de ea, o blochează. Uite, ai credință. Ai credință, că steaua are credință, da? Asta e. Are credință, e puternică, se transformă și asta e. Iertare. Iartă-i. 2 și cu 9 e 11. Cei care sunt în aceste contracte, în karmă, asta e, să rămână în karmă, iubește-te așa cum ești și protejează-i pe cei pe care îi iubești. Asta e. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao. Închide-te.